Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt ce cumpărături am mai făcut eu din Jumbo și din Kik. Să încep cu cele de la Kik, că sunt mai puține. Am luat vata mea preferată de zahăr, care a costat 4 lei. Este foarte faină, cu gust de căpșune, vă recomand și vouă. Sunt la a doua găletușă și vă spun sincer că este preferata mea. De fiecare dată când o să merg în Kik, o să-mi iau câte una sau câte două. Deci este foarte faină, vă recomand, cum am zis. Apoi Dario și-a luat niște din astea, tot cavata, cum le zice, nu-mi vine acum, bezele din astea, care au fost 4 lei, cu unicorn, sunt așa moi, pentru party, spune, și așa de mâncat. Apoi tot are ușa mai la niște bombonele din astea buble rubles, adică este o gumă de mestecat, care a fost 5 lei, tot din Kik. Și am mai luat o geacă din asta groasă de iarnă, celui mic, care a fost 60 de lei. Este așa cu fermoare, foarte faină, cu glugă, printul ăsta de dinozauri. Deci eu vă recomand să mergeți prin Kik. Eu m-am îndrăgostit de acest magazin. Deci am văzut atâtea decorațiuni iarăși și n-am mai cumpărat. Am încercat să mă abțin. Dar o să mai merg iarăși în curând pe la Kik, că îmi place tare mult acel magazin. Este preferatul meu, Kik, Pepco, Jumbo. Și acum să vă arăt ce am luat din Jumbo. Am luat un set de palete de badminton. Dacă toamna asta mai ține cu noi și o să fie cald, vreau să mă joc cu soțul meu, că nu ne-am mai jucat de mult și hai să facem și noi un sport. Astea au fost, cred că am zis, 25 de lei. Să le desfac, vin și cu această husă. Cumpărăturile astea de la Jumbo le-am făcut de la Jumbo din Oradea. Tot am fost la Băile Felix, probabil că ați văzut clipul, dacă nu, o să vă las aceea în bara cu descrieri. M-am fost un weekend la Băile Felix și ne-am băgat la Oradea la Jumbo. Iar la Kik m-am băgat tot la Moșnița, în județul Timiș. Au și în Oradea Kik, dar nu m-am băgat acolo. Deci, paletele vin cu 3 fluturași din ăștia, de plastic. Foarte fain. Și așa arată paletele. Da, avea și să mă joc, când mai m-am jucat de foarte mult timp, când era mai micuță. Îmi plăcea tare mult să mă joc. Apoi, din Jumbo, dar nu mai știu ce am făcut cu bonul. În Jumbo am plătit vreo 100 de lei. Și la Kik, mai știu, 70 și ceva, până în 80 iarăși. Am luat acest set de croitorie care a fost 13 lei, dacă mi-amintesc bine. Are așa ațe, ace, niște năsturei, cam tot ce trebuie pentru un set de croitorie. Apoi aici mai am o pungă care este tot din Jumbo. Dar și-a luat această mașinuță care a fost, cred că, 15 lei. Cu poliția. Face ea niște zgomote cu care baterii. Plăsuța asta cu acest dovlecel a fost 2 lei. Apoi tot Dario și-a luat această carte de colorat cu Pinocchio, parcă a fost 2,99 lei, 3 lei. Este foarte faină. Adică nu e de colorat asta, este poveste. O poveste cu Pinocchio. Am crezut că este de colorat. Trebuie să citesc povestea. Apoi și mai la tot Dario cel mic, două cărticele, una cu aceste culori, unde înveți culorile, roșu, gri, toate culorile care sunt puse aici, foarte drăgălaș, așa asta a fost iarăși 3 lei. Mica mea carte despre culori. Și încă o carte cu numere, care sunt, cred că, până la 10,
Da, asta este ultima, până 10. Și arată și niște pisicuțe, un soare, două pisicuțe, foarte drăgălașe și utile celor mici să-i învățăm. Bine, Dada o știe deja, dar i-au plăcut cărțile astea. Apoi, astea le-am luat de pe la casă, nu mai știu, cred că au fost vreo 4 lei, niște plasturi, 40 de bucăți. Apoi am găsit și eu acești săculeți parfumați. Miroase atât de bine la bumbac, pentru a-i pune în dulap. Am luat 4, parcă a fost 2,50 lei unul, deci toți 40 lei. Apoi am luat un set de șurubelnițe din astea, parcă a fost 5 lei, că aveam nevoie așa mai micuțe. Pentru jucările lui Dariu, trebuie să desfac șurubul când trebuie să-i pun baterii. Apoi, aici am luat și eu două uleiuri din astea parfumate, care a fost 3 lei 1. Este cu aromă de lavandă și asta cu aromă de vanilie. Și pentru că am luat alea, n-am mai avut până cu uleiuri din astea, am luat și acest recipient, parcă a fost 6 lei, cu Buddha. Aici o să pun ulei și aici o lumânare. Și am înțeles că când arde lumânarea, emană mirosul ăsta, dar să vedem dacă chiar miroase. Apoi, ce mai luat două chestii foare? Aveam nevoie de niște elastic, vreau să-mi pun la o pereche de pantaloni, era 3 lei parcă. Și acest set iar de ace, parcă a fost o 3-4 lei. Și plăsuța asta drăguță, care v-am zis că a fost 2 lei. Foarte faină, micuță, așa. Foarte simpatică. Deci, dragii mei, cam astea au fost cumpărăturile mele acum din Kick și din Jumbo. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal și să lăsați și un comentariu dacă vă face plăcere. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere!